Într-un meci considerat de risc și cu aproape 200 de polițiști, jandarmi și oameni de ordine la stadionul Bercen, Steaua a învins pe ACS Rapid, Frumos și Nebune Giuleștiului, cu 10-0. Meciul a început greu, cu două întreruperi în prima jumătate de oră cauzate de petardele și fumigenele aruncate din tribună. Steaua putea deschide scorul în minutul 31, când la faultul în careu la Adrian Ilie s-a dictat lovitură de pedeapsă. Robert Elec a executat, dar portarul rapidist a reușit să respingă. Un minut mai târziu însă, Florin Răzdan marchează și jocul militarilor se limpezește. Până la pauză, Florin Răzdan mai marchează o dată și în minutul 37. 4 minute mai târziu vine rândul lui Rareșenceanu să înscrie după o serie de driblinguri. Repriza se încheie cu două goluri marcate de Andrei Antohi în minutele 43 și 45, iar la pauză scorul era 5-0 pentru Steaua. După reluare, Florin Răzdan mai înscrie de două ori și ajunge la un total de 4 goluri într-o partidă. Un meci ușor, s-a văzut și scorul, speram să le dăm mai multe, dar important e că am câștigat. Când vin 1.000-1.500 de oameni, e imposibil să nu joci. Ai marcat azi 4 goluri. Cui le dedici? Le dedic familiei mele, copilului meu, soției mele, suporterilor, colegilor, că fără ei nu puteam, și tuturor feliciilor. A fost 8-0 în minutul 65, când Băjenaru a reușit să înscrie după o pătrundere în careu, iar ultimele reușite i-au aparținut lui Alin Robu, intrat în repriza secundă, și scorul final a fost Steaua ACS Rapid Frumos și Nebunei Giuleștiului 10-0. Da, a fost un meci ușor și contra rivalilor, să spunem așa, a fost un meci ușor. Trebuia să le mai dăm, din punctul meu de vedere. Sper să nu fiu răutăcios. Steaua rămâne pe prima poziție a clasamentului Ligii a 4-a cu maximum de puncte și va juca următorul meci marți de la ora 18, tot pe stadionul din Bercen, cu Tracțiunea în Cupa României. Meci care poate fi urmărit în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.